Omul de afaceri Gruia Stoica, patronul grupului feroviar român care a participat la licitația organizată de Complexul Energetic Oltenia, anchetată acum de DNA, a fost reținut miercuri seară pentru 24 de ore. El este acuzat că a plătit 3 milioane de euro pentru a obține informații care să-l ajute să câștige contractul pentru transportul cărbunelui de la CEO în defavoarea CFR Marfă. Contractul pentru care s-ar fi comis infracțiuni de corupție avea o valoare de 100 de milioane de euro. La data de 17 ianuarie 2014, SCCOSA a transmis invitații de participare la procedura de licitație cu depunerea în plic a ofertelor organizată conform normelor interne ale autorității contractante mai multor societăți, între care SNTFM CFR Marfă SA și SC Grup Feroviar Române SA București. Licitația avea ca obiect prestarea de servicii de transport de cărbune pe o perioadă de 3 ani, începând cu 1 aprilie 2014. Cu o valoare estimată de 473.068.410 lei fără TVA, adică peste 100 de milioane de euro, se arată într-un comunicat al DNA. Ieri, în jurul prânzului, procurorii anticorupție au descins la sediul CEO, organizatorul licitației, de unde au ridicat documente, printre care și ofertele de preț ale firmelor participante. Suspiciuni în acest caz existau încă de anul trecut, când reprezentanții CFR Marfă au acuzat CEO de abateri de la lege în organizarea selecției pentru stabilirea transportatorului de cărbune. A rezultat că există date și indicii temeinice potrivit cărora, la data de 22 ianuarie 2014, omul de afaceri Gruia Stoica, reprezentând SC Grup Feroviar Român SA București, i-a oferit avocatului Boștină Doru Cătălin suma de 3 milioane de euro, în schimbul influenței pe care avocatul a lăsat să se creadă că o are printr-un intermediar asupra directorului general al SNTFM CFR Marfă SA, unul dintre competitori, în scopul divulgării de către acesta din urmă cu încălcarea atribuțiilor de serviciu a prețului pe care societatea pe care o conduce urma să îl ofere în cadrul licitației. Acest demers avea ca scop depunerea de către SC Grup Feroviar Român SA a unei oferte cu un preț cât mai apropiat de cel propus de SNTFM CFR Marfă SA, se arată în comunicatul DNA. Gruia Stoica a stat 24 de ore în arest, iar astăzi a fost prezentat Curții de Apel București. Procurorii DNA au cerut arestarea lui pentru 29 de zile, sub aspectul comiterii infracțiunii de cumpărare de influență. Anchetatorii au luat și o măsură restrictivă împotriva avocatului Doru Boștină de a nu părăsi țara în următoarele 31 de zile, acesta fiind acuzat de trafic de influență.